Foarte mișto făcut desenul primit de la Eddie Bănică, Edward Bam pe RPG2. Mulțumim foarte frumos, avem acolo și apariția mea de pe Pro TV, prima mea apariție de pe Pro TV și abonată 10K și cu clopoțelul activat. Foarte, foarte mișto făcută, mulțumim frumos. Și la mod să-mi trimiteți poezii mai nou. Ia să vedem ce ne-a pregătit Alexandru Todosia. El e Swifty Gaming Ro, e admin 4 pe Bizon. El a făcut recent 10K de Swifty Shore și e mândru drept de fel. Într-un episod trecut, el pe toți ne-a veselit. Și ne-a spus cu ghiu cu vai care 10K subscribe, pentru rimă, fără bu. Îi urăm tot ce se cuvine și în anul care vine să rămână tot așa, prieten tare și belea. Mulțumim frumos, Alexandru Todosia, noroc și ție! Ia zi dacă putem strânge 400 de like-uri pentru acest episod și pentru acest cont de pe care sigur vom mai filma când va face, poate cine știe, 1 miliard de avere aici pe Bizon. Mulțumesc foarte mult pentru susținerea acordată și hai să trecem la episod, dar înainte de a apăsa un mic buton de like. Salutare dragi mei prieteni, bine v-am găsit la un episod de San Andreas Multiplayer. Îmi pierd și cuvintele pentru că astăzi contul Kex ne-a impresionat din nou și chiar foarte plăcut. Țineți minte că acest cont acum ceva timp a fost estimat la undeva la 450-470 de KK avere aici pe RPG1. Țineți minte contul Kex, am filmat pe el de peste 10 ori până acum, însă filmăm încă o dată pe acest cont pentru că de fiecare dată acest cont ne impresionează și ne bucură. Astăzi, ce credeți că s-a întâmplat? Probabil ați văzut și din titlu. Cât poate repede sau mâine punem videoclip. După cum ați observat, postez înainte de toate. O luăm așa, părând, le luăm pe toate părând. S-ar putea să postez un episod o dată la 2 zile, nu în fiecare zi, pentru că am și eu altele de făcut acum în vacanță, vreau să-mi petrec vacanță, mă distrez, așa că oricum, o dată la 2 zile, 100% veți avea un episod, 100%. Dar cred că după cum mă știu eu pe mine, cred că o să postez unul pe zi, pentru că efectiv nu pot să vă las fără episod, dar lăsând asta la o parte, haideți, sper că nu o să vă supărați dacă o să vă postez un episod o dată la 2 zile, nu la o zi. Acum, revenim pe contul Kex. Acest cont, în momentul de față, deține o avere estimată, și o să vedem imediat din ce este compusă, la 580 de KK. Prin urmare, a depășit lejer 500 de KK, prin urmare a depășit jumătate de miliard aici pe RPG1, ceea ce oricum este enorm de mult. Hai să vedem acum, ultima oară când am venit pe acest cont, contul Kex avea casă în Bayside, dar ce a zis? Bă, casa aia în Bayside e prea proastă. Hai să ne luăm noi altceva. Așa că și-a cumpărat palatul acesta pe Richmond, care arată în felul acesta. E palatul ăsta șmecher, îmi place foarte mult. Ea spune de Kex aici că se estimează palatul acesta la 130 de KK, spune el aici. Acum nu știu dacă se estimează la 130 de KK, pentru că eu nu l-aș estima cu atâta, l-aș estima pe RPG3 face 40, nu, 30, 40, nu, 40 face pe RPG3 sigur, 2, 1, cam, bine, cam așa face. 100, 100 și ceva de KK, 130. Punem 130 pentru că Kex știe prețurile mai bine. Oricum depășește averea lejer 500 de KK chiar și cu estimările mele proaste. Paintball LS, ține minte, acest cont deține bizul unic Paintball pe server, care a produs 12K numai în această oră și produce în continuare. Mi-a spus Kex că produce pe zi lejer peste 150 de KK pe zi numai din acest biz. Vedem, mai e deja 64-65 de KK, cred că de azi dimineață sunt făcuți. Alright, în altă ordine de idei, Paintball-ul el spune că l-a cumpărat cu 350 de KK, deci 350 de KK punem aici, și spune că lejer face peste 300. Aici sunt de acord cu el, pentru că și pe RPG3 face undeva la 200 și ceva. PNS principal LV spune că mai are pe un cont PNS principal LV sau nu și-a făcut o afacere, ceva de genul. Anyway, treaba este că este bizul lui PNS principal LV, ăla din spatele la cânul LV, care și el spune că face 60-70 de KK, el a luat cu 55. Prin urmare, lejer, dacă adunăm 350 cu 60, punem un 60, face 410 KK dintr-un foc. Ok, dar bineînțeles că avem și vehiculele pe aici. Avem aici un 8 cu 8, 16 cu 8, 24 cu 25, am sărit lejer de 50 de KK aici. Prin urmare, adăugăm un 50-460, oricum am sărit lejer de 50 de KK. Și spune că un mare pe aici, un palatul Richmond încă nu l-am pus, cel la 100 și ceva, deci lejer, v-am spus, 580 de KK face lejer acest cont. Lejer, lejer, salutare. Acum, nu știu în ce facțiune e, habar n-am,
E în taxi, SF Taxi, da. Este în taxi în continuare. Am filmat și de pe contul liderului SF Taxi, Norocel. Prin urmare, ne-a lăsat să filmăm de pe contul Chex. Nu e nicio problemă. Haideți să luăm și noi Monster C Despawn. Ai, nu e ăla, dar vreau Dune-ul. Dune-ul este băgat peste acest monster aici nenorocit. Hai să vedem acum. Împăratul ați văzut și voi, arată foarte, foarte, foarte mișto. Vehiculele ați văzut și voi, are vehiculele acestea, bine, toate maxate cu VIP, bineînțeles. VIP, da, VIP are pe toate și NRG-ul acesta, care are 257.000 de kilometri. Ceva unic pe un NRG. Eu nu cred că am mai văzut un NRG cu atât de mulți kilometri pe vreun cont de pe care am filmat. Deci, în continuare, contul Chex ne surprinde plăcut de fiecare dată când filmăm de pe el. În continuare, Dune-ul acesta, mașina mea preferată de pe acest cont. Oricum, Dune-ul acesta îl cumpărați de la Bobo cu 25 de caca, parcă atâta cerea pe RPG-3, acum nu știu cât costă pe RPG-1 acest Dune, dar cred că costă tot la fel, 25 de caca sau cu plata în euro, nu mă întrebați cât e în euro pentru că nu știu, puteți să-i dați un pumul lui Bobo să-l întrebați pe forum lui domnului Ștefan Nechifor. Însă v-am spus, jumătate de miliard pe Bizon a fost atins aici. Iar îi fac inventarul, spune Scofield, da, iar îi fac inventarul, pentru că de fiecare dată acest inventar, deși am filmat de pe acest cont destul de recent, de fiecare dată ne surprinde acest cont. De fiecare dată când filmăm pe el, are câte ceva nou și când mă refer ceva nou, nu mă refer ceva nou de 2-3 caca, ci de zeci de caca aici, pe RPG-1. Prin urmare, contul acesta a atins jumătate de miliard. Sunt curios dacă va atinge vreodată un KKKK aici, adică un miliard pe RPG-1. Ia să vedem câți bani are în bancă. Tare sunt curios. De bani în bancă nu mi-a spus. Dar hai să vedem acum câți bani are în bancă domnul Chex. O secundică, mergem la bancă. Trecem pe lângă bizul nostru aici, care, by the way, este bizul nostru și, by the way, paintball-ul merge închis de către proprietar. Ceea ce, eu nu sunt de acord cu așa ceva, că, pentru că poate se pune ăstuia pata. Îi se pune ăstuia pata și închide bizul de tot. Și nu mai se joacă nimeni la paintball și mulți jucători o să iasă de pe server. Astfel, administrația pierde. Pentru că mulți dintre... Maniac, pot să pun aici. A, are un caca în bancă, nu are foarte mult. Pac, 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 pac. Un caca, ce să mai pun? NRG-ul... 115 caca. Mișto! Felicitări! E ceva aici, 115 caca, e ceva și pe RPG-1, nivel 60. Da, e... Averea este medie. Aici pe RPG-1, 150 de caca, 115 caca. Bine, ea este extrem de mare, dar ținând cont că stații care au, uite, aproape 600 de caca avere, n-ai ce să mai spune. Nu mai mergem la bancă pentru că am văzut câți bani are Chex în mână, are un caca săracu, nici bani de pâine n-are în mână. E bine că le are în bizuri băgate. Hai să dăm și noi aici puțin de tot la paintball, pentru că suntem proprietarii bizului și facem ce vrem noi. Am mai spus, nu sunt de acord cu închisul paintball-ului de către proprietar, dar aia e. Putem spune și biz fee 1, a? You can change the fee while there are players inside, corect. Corect, corect, poți dau open și am închis bizul paintball și nu mai intră nici naiba în paintball-ul ăsta. E bizul meu. Bă, ar trebui să facem așa. Care vrea să intre în paintball, 10k transfer. Bă, ar fi o afacere bună aici. Că tot e Chex aici afacerist. Ar fi o afacere tare mișto asta, pac, pac. Deci n-ai ce să spui, frate, de când mi-am cumpărat, de când, bine, mi-a adus moșul acest monitor de 144 de herți, cu overclock la 155 și cu timp de răspuns de 1 milisecundă, probabil cândva o să-i fac un review acestui monitor pentru că merită pe cât posibil un review. Văd fiecare cadru în parte și țintesc cu foarte mare precizie și văd fiecare cadru în parte. 144 de herți este... Foarte mult, herții reprezintă rata de refresh a monitorului, de câte ori monitorul își împrospătează imaginea, astfel tu să vezi un cadru nou. În general, monitoarele de pe piață, care nu sunt taxate pe gaming sau... da, care nu sunt taxate pe gaming, alea acelea mediu, office sau low gaming, au undeva la 60-75 de herți. Însă, diferența la 144, cât văd eu acum în momentul de față, este nu că mare, este foarte mare. Vezi fiecare cadru în parte. Bine, voi acum vedeți pe monitorul vostru. Sau pe tableta voastră, care bineînțeles nu este taxată pe gaming, tableta, telefon și așa mai departe. Dar văzut pe un monitor de 144 de Hz, lucrurile sunt mult mai fluide. Poate o să fac și un review cândva, pentru că pe mine unul m-a fascinat și vreau să vă dau și vouă sfat cu privire la acest monitor. Puteți găsi monitorul la secțiunea despre pe canalul meu acolo. Aveți despre și aveți tot setup-ul meu acolo, vă puteți uita cât vreți voi acolo. Bine, noi tocmai ce am uitat în paintball, se pare că proprietarul paintball-ului is on the... House, nu cum era vorba aia, mă, americană, is, de asta că e pe val, is, nu știu, is on the house îmi vine în cap, dar nu știu dacă e asta, astea e mai multe expresii din aia, de rockeri, pac, pac, nu, tu, pac, pac, opa, nu ia la viață, nu ia la viață, pac, pac, pac,
Fuck! L-am făcut. Bă, oare luăm locul 1? Proprietarul paintball-ului câștigă la paintball. Nici nu mă așteptam să fie alt rezultat. Nu, nu, nu că o să mă moare la din spate. Pac, 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 pac. Ma, ce era să-i dau? Ce era să-i dau ultimata, dar m-a omorât ăsta Step Rage, care by the way era și pe locul 1 pe aici din câte am văzut eu, dacă nu mă înșel. Pac, 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 pac. Nu! Ați văzut cum s-a plimbat ținta? Da, știu, am aim pe cont și vreau să-și ia domnul Kex ban, de-aia o să activez aim-ul, dar nu astăzi, o să-și ia banal cândva domnul Kex. Palatul Rickman l-ați văzut, vehiculele le-ați văzut și pe acestea, bineînțeles NRG-ul cu 257.000 de kilometri este prezent aici la datorie, ok, unde e pe Rickman ăsta? Dar aș vrea să mergem să luăm și NRG-ul acesta, să ne plimbăm un pic cu el și cred că asta vom face acum, cât timp noi ne vom mai plimba puțin aici cu minunata mașină Dune, care, dacă e să-i facem așa un scurticel review, este o mașină bună pentru Sam, dar merge destul de greu. Însă este foarte, I mean, foarte rezistentă. Sunetul ăsta mi-aduce aminte de un crash. De obicei când merg la viteză mare, îmi dă crash filmarea. Bine, jocul și implicit filmarea. Așa că posibil ne așteptăm la un crash cât de curând și la o mică pauză din partea mea și la o criză din partea mea. Iar ai dat crash, nenorocită Sam, care dai crash toată ziua. Ți-am băgat 500 de anti-crash-uri degeaba. Vai, ce ada. Ce ada aici. Pentru secundă am crezut că am citit Kex, dar este altceva, este Sex. Bun. All right. Hai să urcăm aici. Rapid, rapid, rapid. Haide, Dune, știu că poți. Haide, Dune, știu că poți să ne... Lăsăm la asta. Cineva e în fața casei mele. Ce vrei, frate, colindători? Nu cred că mă vrea să mă colinde. Așa. Lăsăm Dune-ul aici, blocând intrarea ca să nu mai intre nimeni în casa mea și luăm NRG-ul acesta. Vrum, vrum. Mamă, ce mișto arată 257.000 acolo. Vrum, vrum, vrum. Kex spune că NRG-ul ăsta face undeva la 580 de caca. Doamne, doamne! Face undeva la 10 caca, mam. Tot mă gândesc la numărul ăla mare, la avere. Averea aia foarte mare. De 580 de caca, însă... Hai să vă reamintesc un pic cum vă reamintește întotdeauna acest text aici, abonați-vă la canal pentru că ne strângem ușor, ușor 11.000 de abonați, încet și sigur. Și bineînțeles că Swift al vostru pregătește ceva special și pentru 11.000 de abonați. A fost Swift pe cont? Chiar este acum. Swift chiar este acum pe cont. 257.000 de kilometri, bă, avea 257.000 fix. Vai, și am stricat eu aici, probabil era domnul Kex este superstițios și vrea să aibă fix 257.000 de kilometri, că e numărul lui norocos sau ceva, I don't know, și i-am stricat acum norocul. Da, ca să-i reparăm norocul, hai să facem un punct la raport, mamă, 1 din 70. Bă, cât au ăștia de făcut la raport? 1 din 70 și n-are niciun pic la raport. Dar oare raportul e... Da, e opțional, e opțional, e opțional, it's currently optional, probabil, dacă e prima săptămână din anul nou, implicit din vacanță. Prima săptămână de după anul nou, a doua de vacanță. Bine, suntem în... Da, în a doua săptămână de vacanță suntem. Și după iar începe școala asta nenorocită, dar ne descurcăm noi. What? De ce nu se văd asta aici? Bă, când am văzut așa, m-am gândit... What? Aici trebuia să fie... Chestii, trebuia să fie chestiile alea, containerele alea mari, dar nu sunt. Și pot să văd prin ele. Oh my god, asta nu-i dă bine. O să faceți acum post, căci că am... Fă veste, bineînțeles că nu poți spawnez aici că sunt de la SF Taxi. Bă, dar ar fi tare să fie un update în care poți să spawnezi. Și-a revenit? Așa, și-a revenit. Unde? Stai frate, stai că suntem pe tarif aici. GPS, bă, dar tu cum ai ajuns așa de repede la mine? Că parcă tu erai la paintball. Casa 528. Fai să-mi bag, e la Palomino Creek, nebuneala de pe lume. Stai să scot din soare pentru că iar vedem stele verzi de la Tanisoare. Hai bă, așa, bun. Am scos din soarea, am activat farurile și mergem pe aparat SF Taxi Co. Bă, dacă ați văzut la știri... Văzusem niște știri din alea în care taximetriști, bineînțeles, la camera ascunsă, ci că, băi, e noaptea de revelion, nu mergem pe aparat, 50 de lei e bine. Hai, băi, pe față, mă, să te jecmănească în halul ăsta, pe față, să te jecmănească, deci mi s-a părut... Ăia trebuiau bătuți, frate, omorâți, ziceau unii acolo. Deci mi se pare nesimțire mare să spui, păi ce e noaptea de revelion, acum am și o familie acasă, am copii. Deci mi se pare, ăștia taximetriștii care fac chestii de genul, mi se pare că ar trebui să fie excluși efectiv din tot circuitul de taximetriști, pentru că e mare nesimțire după ce omul îți dă bani, că da, mergem pe aparat, așa este legal și regulamentar, tu îi ceri bani în plus, hai să fim serioși.
Sau dacă v-ați uitat la povești cu Jimmy, pentru că eu acolo mă uit tot timpul și îmi place foarte mult. Când a venit Jimmy în țară, plecat din afară, un taximetrist și că auzi 50 de lei e bine. Păi ce impresie facem noi străinilor sau ce, nu știu ce pot să zic. Puteți să vă uitați pe YouTube, este un videoclip, nu mai știu cum se numește. Așa se dă țeapă în taxi, nu ceva gen taximetrist, țepar, unul care a venit din afară și s-a dat drept că este englez, știți? Și a început să vorbească în engleză cu el și i-a cerut să-l ducă, nu știu, până în Piața Unirii, I don't know, de la aeroport. Oricum face foarte puțin cursa asta, nu știu, 20 de lei, 30 de lei și ăla îi spune și că 20 euro, it's ok, 20 euro, un țăran de la țară. Nu, țăran de la țară, că sunt și țăran din ăștia de la București, de la era chiar țăran de la țară. Și mi s-a părut foarte urât să zic că 20 euro, fai 20 euro tău asta și mâine, că eu care nu înjur, dar mi se pare nesimțire mare, dar mare de tot, cred că de nu i-aș păga lui ăla câteva în ochi să mor, de nu. Anyway, lăsând asta la o parte, mi se pare, eu sunt un om în general foarte răzbunător și un om care sare, s-a prinde tare atunci când este nedreptățit sau luat peste picior sau dreptatea nu este la iveală și sunt furat pe față, sunt un om foarte răzbunător la capitolul ăsta și nu vreau să fiu luat de prost sau să fiu furat pe față, dar și în general lucrurile astea se întâmplă destul de frecvent, cel puțin în spațiul românesc. Prin urmare, spuneți lucrurile pe față, cu plăcere, spuneți lucrurile pe față, spuneți atunci când vă doare ceva, spuneți atunci când sunteți nedreptățiți pe un ton calm, frumos și sunt sigur că problema va fi rezolvată sau cel puțin dacă nu va fi rezolvată, voi aveți sufletul liber și puteți să vă spuneți cele nemulțumirile fără a avea vreo restricție sau și la școală, când sunt nedreptățiți la vreo notă și uneori colegii mei nu spun, zice, lasă-mă așa cum o fi. Eu iau apărarea și încep, doamna, dar uitați, așa, așa, chiar acum, în ultima săptămână de școală, a avut loc o nedreptățire din asta la scara clasic și am fost cel care a ridicat două degete și am început să vorbesc cu doamna și spun, doamna, nu e ok ce ați făcut, așa, 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 așa. Nu s-a rezolvat, pentru că, bineînțeles, profesorul face ce vrea el, dar nu pot să țin în mine chestiile în general. Sunt un om direct și vă recomand să fiți și vouă la fel pentru că aveți multe de câștigat. Gata cu pledoaria de astăzi, gata și cu episodul. Vă mulțumesc foarte mult atenția acordată și dacă v-a plăcut, să apăsiți butonul de like. Hai să strângem 400 de like-uri pentru Chex la acest episod. Știu că putem 400 de like-uri, după cum am spus și la începutul episodului, pentru că este un cont unic și de asta filmăm de pe el de fiecare dată și ne impresionează de fiecare dată cu multe chestii frumoase. Data viitoare, stay close, bye! Acum știți de unde vine aia cu data viitoare.